Deci din 1979 până în 1983, da, ați înțeles cum se lucra înainte de 1989. Acum parcă îi înțelege pe nostalgicii epocii lui Ceaușescu cu toate neajunsurile. În câțiva ani au făcut toate stațiile principale. În zilele noastre durează ani de zile să se termine lucrul la două stații, plus întârzierile, plus depășirile imense de costuri. Cu 4 luni întârziere, stațiile de metro la Minorului și Străulești s-au deschis acum o oră cu chiu cu vai. Rodica Tilică ne spune mai multe, chiar de la faimoasa deja stație la Minorului. Bun găsit tuturor! Inaugurarea oficială a avut loc în urmă cu doar câteva momente. De asemenea, ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, a ținut să vină aici pentru a bifa momentul ăsta, deși știm că au fost foarte multe termene amânate. La stația de metrou la Minorului au fost construite 4 guri de ieșire, iar cea de la Străulești are 3 zone de acces. Secțiunea de metrou la Minorului Străulești are în total o lungime de 2,1 km, iar legătura dintre stațiile noi se realizează printr-un tunel pe fiecare fir de circulație. Valoarea totală a proiectului se ridică la peste 252 de milioane de euro. Vă reamintesc că lucrările pentru extinderea magistralei 4 au început încă în anul 2013, însă ele au fost întârziate cu aproape 2 ani de zile. Ele au fost executate de aceeași firmă italiană care lucrează și la metroul din drumul Taberei. Așadar, călătorii vor putea folosi acest nou tronson începând de astăzi, imediat după ce a avut loc evenimentul de inaugurare, la care au fost prezenți ministrul transporturilor, dar și reprezentanți ai administrației publice și ai Metrorex. Cei care au așteptat, iată, să devină realitate această promisiune a autorităților, vor putea așadar să se bucure începând de astăzi de călătoria cu metroul de la stațiile la Minorului și Străulești. Cât despre celelalte, vor trebui să mai aștepte bucureștenii mult și bine, că li s-a promis metrou și în drumul Taberei, li s-a promis metrou și până la aeroportul Otopeni. E, poate copiilor noștri vor prinde aceste ctitorii. Vă prezint invitații cu care comentăm pentru început pe această temă. Alături de mine, doamna Semiza Antronic, consultantă politic, și domnii Dan Matei Agaton, președinte PPS, și Sorin Dragne, președinte FSLI Sector 1. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. De ce nu ne iese? Am văzut exemplul acea înregistrare din anii 80, din arhive, din 1979 și până în 1983 au fost deschise majoritatea stațiilor. Cum de atunci s-a putut? Acum nu se poate. Poate s-au schimbat regulile. Poate faptul că Ceaușescu punea cizma pe gâtul oamenilor conta atunci și acum nu mai are cine să facă. Asta am vrut să spun. Probabil că Ceaușescu punea biciu pe noi. Sigur că nu poți să nu faci o comparație și să te doară sufletul, pentru că am senzația că după 89 parcă totul se fură și totul se întârzie și nu parcă. Chiar așa este. Îmi place să mă gândesc la perioada aceea, că eu aveam 7 ani în 79 și mi-amintesc cum se discuta despre metrou și ce cuvânt nou era pentru noi și ce fascinant era totul. Însă mi-e foarte greu să vorbesc astăzi despre metrou. Am mers de curând cu metrou și am văzut parcă nu mai există respect vis-a-vis de oameni, vis-a-vis de nimic. Acum, sigur că aceste două stații inaugurate acum sunt binevenite, însă tot dumneavoastră a spus cât de greu este totul și cât de mult ne costă și cum nu există o coordonare, o simțim pe pielea noastră, a circulației în București. Cred că vom mai aștepta, mai ales că drumul Taberei nu s-a terminat încă. A, nu, și oricum au fost o grămadă de dezastre pe lângă lucrările de la drumul Taberei. S-au trezit unii cu strada din față surpată undeva într-o zonă scumpă a Bucureștiului și au fost mutați de acolo din case temporar. Dar putem să extindem această situație, că nu mai despre metrou vorbim, vorbim și despre drumuri, vorbim și despre toate celelalte investiții care ar trebui făcute. Care este explicația? Pentru că vedem întârzieri foarte mari, vedem contracte dispărute, cum a fost contractul de la Bechtel, și nu înțelegem ce a conținut acel contract, și mai mult de atât vedem niște depășiri foarte mari de costuri. Dacă începi cu 2 miliarde, să zicem, de euro, ajungi la 4-5 miliarde, că îți mai trebuie șuruburi, că îți mai trebuie nu știu ce, și poți bănui că de acolo ieși și niște furăciuni. Bun. Una e una, alta e alta. Acum să nu cădem în nostalgia unor vremuri
apuse. N-am spus asta. Dar la acest capitol Ceaușescu și-a făcut treaba. N-avem pentru ce cei care l-au trăit. Pentru corect. Cei care aveau 7 ani, cum si cum sa. Credeți-mă că am leșinat și eu la rând la ouă. Da, a fost cumplit pe vremea lui Ceaușescu, nu știai, nimeni nu spune, dar acest aceea capitol... că 40.000 de femei au murit. Doamne ferește să nu... De n-am spus nimic de despre perioada, n-am lăudat perioada aceea, ferească Dumnezeu. Au fost făcute și lucruri bune, în special în învățământ, ce aici noi doi suntem absolut de acord că se făcea școală pe vremea aia și acum se face un fel de gargară. Dar de ce se construia atunci așa de mult? E simplu, pentru că erau șantiere ale terorii. Erau aduși militari în termen, erau aduși general de securitate, șef, diriginte de șantier, era secretarul BOB, ofițerul de securitate și încă vreo 12 procurori la fiecare șantier și cum răsturna unul jumătate găleată aiurea, cum îl umfla de acolo? Deci prin teroare. Și prin muncă forțată. Acum munca forțată o face doar Varvara și am uitat cum o cheamă pe a doua cârtiță. Cârtița Varvara, da. Celebra sunt acele cârtiță, da? Dispozitive imense. Care da, și Varvara aia săraca, dacă nu e unul să o umple la butoane, dă într-un bloc și cade blocul ăla în buricul Bucureștiului. Păi era să. Da. În materie de infrastructură, chiar era. În materie de infrastructură, suntem praf. Praf. Eu nu pot să înțeleg, răsând la o parte marile șantiere și marile investiții, nu pot să înțeleg altceva. Nu pot să înțeleg cum nu suntem capabili să asfaltăm o stradă. Nu înțeleg de ce nu aducem bitum din altă parte, dacă nu stoi prost. Nu înțeleg de ce nu lucrăm chinezii, care fac un kilometru de autostradă pe zi. Și asta a două stații de metrou le făceau în trei luni. Da, păi noi înțeleg nu că au... la un moment dat au venit chiar niște consultanți aici în București de la, din Japonia, de la metrou din Japonia, care de asemenea arată cum arată, știm foarte bine cum se pune problema în transporturi și acolo, și au fost refuzați de-ai noștri, că na, probabil că nu se puteau trage niște șpăși de acolo. Nu, ăia nu dau șpagă. Iertați-mi fie, dar nu dau șpagă, concluzia nu dau de foarte bine. Și să știi că, ai spus că metrou, că ai fost în metrou și vede capul lui. Eu am fost în metrou în multe zone europene, în New York. Deci cu mine de cap, nene. E o aventură. Am fost la Bruxelles, adică îți faci testamentul, pui trei cruci și intri acolo cu minte, stai și te uiți în dreapta și în stânga. Eu cred că există o singură concluzie plauzibilă și aceea este managementul defectos. Eu nu-mi dau seama și, mă rog, nici cunosc pe cei care se ocupă de partea asta a metroului, însă nu știu cât sunt de bun, nu știu cât sunt de specialiști, că la noi în România s-a obișnuit ca medicul să fie la transporturi și inginerul să fie la sănătate. Acum, nu vreau să atac pe nimeni și nu vreau să fiu rea, însă toate lucrurile astea și toată nebunia asta care se întâmplă cu metroul în București și cu circulația în general, că vorbeați despre străzi, își pun amprenta asupra programului nostru, asupra psihicului nostru și până la urmă și asupra sănătății noastre. Deci eu rămân la părerea mea că managementul nu este unul foarte coerent și nu cred. E foarte adevărat ce spunea domnul Agaton, că prețul a fost unul foarte mare pentru a se construi acel metrou, da? Cu persoanele acelea sacrificate, ca să zic așa. Însă eu nu cred că peste tot în lume se întâmplă asta. Nu, dar și nu? Le iese păi fără teroare, iese. Le iese atunci, fără șpăci. De ce la noi? La management ai dreptate, sunt 100% de acord cu tine, la specialiști sper că nu consider că sunt am mai proști, că toți specialiștii ăștia au făcut metroul ăla cu Ceaușescu. Deci, am spus că nu știu și mi-am pus această întrebare tocmai pentru că în România există această tendință de a pune politic tot felul de oameni fără a fi specialiști. Pur și simplu m-am întrebat. Da, la noi înseamnă că nu funcționează nimic. Dacă înainte funcționa teroarea, acum nu știu dacă ar putea să mai funcționeze teroarea, habar n-am, doar un exercițiu din ăsta de imaginație sinistru să facem, dar oricum nu funcționează. Management, în 26 de ani nu s-a găsit un om mai luminat să vină cu un plan. Abia au reușit să termine ce începuse Ceaușescu. N-ai cum să nu treci peste... Păi nu chiar tot, nu chiar n-ai tot. Cum, nu da, chiar n-ai, tot. Cum, n-ai cum să nu spui că în perioada aceea s-au făcut niște lucruri bune. Categoric. Oricât de groaznic ar fi fost. Categoric. Și toată lumea e de acord cu asta. A spus-o unul înainte de a se duce că voi nu o să fiți în stare în 25 de ani să zugrăviți ce a construit tata în 5. Cam asta, da. Și dacă era la îndemâna și în raza noastră de acțiune, am fi aruncat toți cu pietre în momentul respectiv. Fiecare cu ce dimensiune de piatră ar fi putut ridica și să arunce. Eu cred că teroriștii de forță de muncă din vremea respectivă s-au transformat în bună parte dintre ei în tâlhari ai economiei naționale.
sunt mulți dintre specialiștii, și nu mă refer aici la specialiști de rang înalt, ci la cel care știa să bată un cui, să sudeze două țevi metalice sau să sape un șanț, care au plecat în Occident pentru a-și găsi un loc de muncă mai bine plătit. Iar o categorie foarte însemnată care a plecat în Occident să-și caute un loc de muncă pentru că aici nu-l mai aveau. Și nu-l mai aveau pentru că noi în țară n-am mai construit spitale, școli, stații de metrou, kilometri de autostradă și așa mai departe. Și acum, dacă te apuci să construiești, nu ți-ai dat seama că ai construit în 27, 25, 27 de ani, s-ar putea să constați că te costă mult mai mult, că nu mai ai cu cine să le faci. Păi, și acasă, dacă schimbi o țeavă sau o spui faianță sau gresie pe perete, o să constați că plătești mai mult pentru că n-ai cu cine și o faci și mai prost. Pentru că meseriașii prestează aceste servicii câteva meridiane mai încolo. Și mai e ceva. În București, nu știu dacă și în alte orașe, au rămas niște structuri imense, gigantice, că asta era obsesia lui Ceaușescu, să facă niște clădiri din astea imense, discutabile la nivel de aspect. În fine, nu suntem aici neapărat de specialitate, dar au rămas acei coloși cu care nimeni nu a știut ce să facă. Probabil că în altă parte, într-o altă țară, se găsea pentru, cum se cheamă, Casa Radio, dacă nu știu, o construcție imensă, rămasă ruină. Unii au vrut să facă mall, alții au vrut să facă teatru. Oricum au venit cu tot felul de idei în toți acești 26 de ani, nimeni n-au reușit să facă nimic, se degradează. Da, din păcate așa este și eu nu cred că toți specialiștii au plecat din țară. Până la urmă, vreau să cred că avem arhitecți care pot face ceva din clădirile astea. Adevărul este că nu știu istoria acelei clădiri despre care spuneați dumneavoastră, însă eu sunt în București din 1995 și într-adevăr mă apucă depresia de câte ori trec pe acolo. Îți creează o stare teribil de proastă. Și chiar te întreb, nimeni n-a putut să-i dea o utilitate, nimeni n-a putut să facă nimic cu acea clădire și sigur că mai sunt și altele, dar exemplul meu este unul extrem de bun pentru că clădirea este una imensă. Da, și nimeni nu a reușit să facă nimic. Ceaușescu a făcut, dacă o să vorbiți cu nostalgici, eu o să vă spun așa. Ceaușescu a făcut autostrada București-Pitești, da? Ceaușescu a început-o pe aia către mare. Acum ce s-a făcut după? Nu prea pot spune. S-a făcut de 17 ori și a costat de parcă am fi făcut o autostradă să înconjoare Europa și să treacă pe sub ocean până în Statele Unite. Așa că lasă-mă cu autostrada București-Pitești. Autostrada București-Pitești făcută pe vremea lui Ceaușescu? Făcută pe vremea lui Ceaușescu și refăcută de 17 ori. Fiecare ministru al transporturilor în 27 de ani mai tăia o panglică pe autostrada aia care tot plină de gropi. Deci aia care tot e făcută. Aia trebuie dată jos toată și făcută cu prietenii noștri chinești, dacă ne dă voie Uniunea Europeană sau ne amenință cu un ro-exit. Pentru că ea știu să lucreze cum trebuie să lucreze. Sunt clădiri, uite-te la Biblioteca Națională, care a ieșit un vis. Sunt foarte de acord. Da, a ieșit extraordinar. Și era tot o ruină. Păi, pentru da, că sunt prea mulți, aceste mari clădiri au atras atenția la tot felul de investitori, care mai de care cu costume de 50 de dolari și ceas de 3 dolari, care au venit cu niște oferte fantasmagorice. Marea Panoramă, la Casa Radio, două hoteluri de 5 stele, mall, cinematografe, teatre, parcări, nu mai știu ce, mai lipsa asta, Catedrala Mântuirii Neamului acolo. Deci un proiect de un miliard de euro. Catedrala Mântuirii Neamului e un pic mai încolo și s-a făcut. Nu, zic așa, s-a ridicat. Ca să faci o investiție de un miliard de euro, nu trebuie să ai numai niște arhitecți extraordinari. Da. Vă propun să vedem și ce a declarat domnul ministru, care oricum nu are nicio legătură cu lucrările de la cele două stații, dar a venit și dumneavoastră să taie o panglică oricum. Am deschis oficial stațiile de metrou la Minorului și Străulești, ultimele două stații care practic lipseau din finalizarea magistralei 4. Din punctul meu de vedere este un proiect mult așteptat. Această magistrală practic vine și face legătura între sectorul 1 București Noi și Gara de Nord. Are o lungime de 1,9 km. Valoarea proiectului a fost de 241 de milioane de euro. S-a estimat că va deservi un număr de 50.000 de pasageri pe oră. Da, o să facem, o să dregem, o să fie totul minunat. Da, e același domn care atunci când a preluat mandatul a spus că n-are în plan niciun kilometru de autostradă, așa dar că... Dar cântă cu Străulești. Da. Pentru că
Acum se, noi mai avem un pod, nici nu știu cum să-i spun, pod, pasaj aici, început de Xulescu și terminat început de Băsescu, terminat de Oprescu, exact, da. Așa se ne întrecem în tăiat de panglici, de multe ori le înnădim ca să facem economie, le mai tem. Ține, pune-le deoparte că le mai tem și data viitoare când ne-au purtat noroc, aveți grijă și de foarfecă. O singură mențiune, când mă refeream la specialiști, mă refeream la forța de muncă bine calificată. Dar vreau să specificăm lucrul acesta pentru că, la fel, nu avem sudori. Toți cei care lucrau, IMGB, 23 august, uzina Vulcan, au dispărut acum, ne-am transformat într-o nație de paznici. Da? Nu știm, ne păzim unii de alții, că nu avem ce păzi. Și de vânzători de fier vechi. Nu cred că aveți dreptate. Eu am fost în țară și știu că există asemenea oameni, însă nu sunt motivați. Oamenii, chiar dacă și-ar dori să plece, să știți că mulți dintre ei nu-și pot părăsi familiile. Deci, cred că mai avem specialiști în țară. Mulți, adevărat. Dar nu cred că nu mai avem. Cred că sunt și cred că nu sunt motivați, repet.